Statele Unite ale Americii au dovadă că drona din Marea Neagră a fost doborâtă intenționat de ruși. Pentagonul a făcut publice imaginile surprinse de dronă chiar înainte de prăbușire. Imaginile desecretizate de armata americană arată clar momentul prăbușirii dronei de observație Reaper MQ-9 deasupra Mării Negre. Pe filmarea surprinsă la bordul aeronavei se observă clar cum unul dintre avioanele rusești Suhoi-27 se apropie, se ridică deasupra sa, iar apoi lansează un jet de combustibil asupra sa. Apoi, timp de 60 de secunde, filmarea se întrerupe, iar când își revine, o parte din elice este deteriorată, iar drona s-a prăbușit în apele mării. În ciuda acestor dovezi, Rusia continuă să nege ar fi fost vorba de o doborâre intenționată a dronei de către avioanele sale. Simultan, Kremlinul a transmis că va încerca să recupereze din Marea Neagră rămășițele aparatului de zbor. Doar că dacă rușii vor reuși să facă acest lucru, nu se vor alege cu nimic. Doi oficiale americani au declarat că operatorii au reușit să șteargă de la distanță software-ul, așa că materialele secrete pe care aeronava le conținea nu vor ajunge în mâinile rușilor. Încercări de recuperare a dronei sunt și din partea Statelor Unite. Coordonatorul de comunicare al de Securitate Națională John Kirby a declarat că drona nu a fost încă recuperată din apele mării negre, dar este sigur că militarii americani vor reuși să o recupereze înaintea rușilor. Între timp, între Washington și Kremlin au avut loc discuții la nivel oficial. La inițiativa americanilor ministrul rus al apărării, generalul Sergei Shoigu, și secretarul american al apărării, Lloyd Austin au discutat prin telefon despre acest incident. Minister Shoigu. As I've said repeatedly, it's important that great powers be models of transparency and communication. And the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows. And it is incumbent upon Russia to operate its military aircraft in a safe and professional manner. Washingtonul și Moscova și atribuie reciproc responsabilitatea pentru incidentul aerian produs marți deasupra Mării Negre, soldat cu prăbușirea unei drone militare de tip MQ-9 a Statelor Unite. Administrația de la Moscova a cerut Washingtonului să evite incursiunile aeriene în apropierea spațiului aerian al Rusiei și în apropierea zonelor din sud-estul Ucrainei ocupate de armata rusă.